Hei, azi avem vlog, pentru că am o mulțime de treabă. Însă m-am gândit să fie un vlog mai interesant, așa că am să vă duc cu mine până în oraș, pentru că trebuie să merg până la poștă. Apoi am niște machiaje de făcut, pentru că azi sunt o mulțime de banchete. Voi avea în două locații, două aici în Oradea, două altundeva. Și bineînțeles că am să vă duc cu mine, am să vă arăt cum i-am pregătit pe aici totul, însă înainte trebuie să mă machiez și să-mi fac părul, pentru că arată, da, nefăcut. L-am spălat aseară și acum e momentul adevărului să mi-l îndrept, fiindcă nu mi l-am mai îndreptat de ceva timp. Da, arată și așa bine, însă... Da, vreau să vă spun că mi-am cumpărat un nou șampon care îmi place foarte mult și, da, în curând va urma și rutina de îngrijire a părului, pentru că mi-ați cerut la nebunie și toată lumea vrea acest lucru, așa că, bineînțeles, am să mă îndeplinesc dorința. Îmi place foarte mult cum miroase acum. Superb! Da, mi-am cumpărat și eu șamponul acela de la Farmec Argan Plus. Îmi place foarte mult, deja l-am folosit mai am aproape jumătate, după cum puteți observați. Și masca îmi place și ea foarte mult, lasă părul mătăsos. Și parfumat, miroase foarte plăcut. Foarte bun. Îmi place, însă vreau să-l îndrept, fiindcă nu mi-am îndreptat părul de ceva timp. L-am și tuns acum câtva timp, așa că să vă arăt în spate cum arăt în oglindă. Ia să luăm oglinda asta mare de aici, fiindcă nu vedeți absolut nimic de ea. Și da, mi-e destul de lung părul, plus mai trebuie să mă machiez. Însă doar ce mi-am aplicat crema matifiantă și trebuie să las să acționeze puțin ca după aceea să mai aplic primerul. Și ca și cremă, bineînțeles, matifiantă, e singura care o dețin, am altă cremă matifiantă, așa că trebuie să o termin pe asta și apoi am să încerc altele. E preferata mea de la Gerovital Happiness, pe care ați mai văzut-o la mine în clipuri și ați văzut-o și în alte clipuri la alte fete, fiindcă este foarte îndrăgită. Și e foarte important să aveți o cremă matifiantă sub primer și sub fondul de ten. Dacă aveți un ten gras, e foarte, foarte important rutina de îngrijire a tenului vostru, așa că nu uitați să aveți grijă de tenul vostru. Și ca să facem vlogul și mai interesant, am să vă arăt azi în acest vlog cum puteți să folosiți la maxim deodorantele pe care le dețineți și am să folosesc pentru asta noile deodorante de la Gerovital. Sunt primele din România cu acid hialuronic. Eu am acestea trei, Sapphire, Diamond și Pearl. De asemenea, am să le și testez cu voi, diseram să vă zic dacă într-adevăr funcționează, fiindcă scrie aici o protecție sporită fără urme albe și galbene. Preferatele mele sunt Diamond și Pearl și Sapphire miroase plăcut, însă preferatele mele sunt astea două. Și vreau să vă arăt într-adevăr cum puteți să folosiți la maxim deodorantele. Poate unele sunt niște feluri în care nu v-ați fi gândit până acum să le folosiți, așa că haideți să vedeți în continuare. Pe ce tricou să testăm astăzi deodorantele? Eu și le mai deschise. Ăsta că e colorat și cu albastru și cu roz, perfect. Deci, îl luăm pe ăsta, îl testăm și diseară vă spun rezultatul. Ok, acum eu am luat tricoul ales pe mine. Am folosit azi deodorantul Diamond și am să-l testez până diseară. După cum trebuie să vedeți, mi-am luat tricoul alb. Să-l testăm, să vedem dacă într-adevăr funcționează, nu lasă urme albe sau galbene și cum se comportă pe timpul zilei mele. V-am zis, trebuie să fug azi foarte mult în oraș, așa că e un moment prielnic să-l testez și să vă spun ce am observat. Haideți să luăm un deodorant oarecare, luăm pe cel Sapphire. Urmează să mă întind părul, așa că vreau să vă spun că mă enervează maxim că mi se lipsește părul de ceafă, mai ales când îmi întind părul și detest chestia asta pentru că mi se încălzește și simt că m-am muncit degeaba, am stat degeaba cu mâinile ridicate, astfel încât îmi aplic puțin deodorant aici pe ceafă și pe spate, astfel încât nu mi se va mai lipi părul. Atât. Și acum trec la treabă. Un alt mod pentru a vă folosi la maxim deodorantul este pe post de spray de picioare. Însă, dacă doriți ca să nu vă transpire tălpile folosind deodorant, atunci trebuie să-l folosiți cu o seară înainte. Eu am să-l folosesc acum cu alt scop, acela de a nu mă jena, pentru că pantofii ăștia super cute, drăguți din Stradivarius mă cam strâng puțin aici în spate și nu vreau să am
nici măcar o jenă când merg cu ei, astfel încât am să-mi aplic puțin deodorant pe marginea tălpii și, bineînțeles, aici în spate, unde de obicei, după cum puteți vedeți, am deja o mică cicatrice și vreau să previn chestia asta. Bun, noutate, noutate, m-am tuns, dacă tot se poartă bobul lung, m-am gândit să mă tund. Ce ziceți, îmi stă bine? Bineînțeles că glumesc. Dacă m-am chinuit 3 ani să-mi cresc părul, voi credeți că mă tundeam? Look. Nici nu credeam că am așa un păr lung, da? Nu, nu mă tund. Ok, am terminat de îndreptat părul și, bineînțeles, mi-am terminat și machiajul. Mi-am făcut ceva super simplu de zi și buzele, bineînțeles, le-am păstrat roz pentru o zi fericită, știți voi. Și acum citeam mesajele voastre pe Facebook, m-ați uimit cu câte răspunsuri de da mi-ați scris acolo pe pagina că vreți vlog, așa că, bineînțeles, că filmez pentru voi, am să încerc să postez cât mai des posibil. Și apropo, am o grămadă de idei pentru viitoare machiaje pentru voi, am notat ce se află în geanta mea, cum să vă trasați linia de tuș, bineînțeles, și dacă mai aveți idei, vă rog frumos să mi le scrieți. Oricum, vă mulțumesc tare mult pentru mesajele foarte multe pe care mi le-ați scris și, bineînțeles, vă mulțumesc că mi-ați scris și pe Instagram. Vreau să vă spun că și Farmeca România are Instagram, dacă vreți să îi vedeți, pentru că nu au destui susținători, nu înțeleg de ce, trebuie să aibă mulți, 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 mulți susținători. Au doar 417 like-uri. De ce? Căutați doar Farmec pe Instagram și îi veți găsi cât mai repede și acum, înainte să plec la poștă, pentru că deja e ora 12 și trebuie să fug, sunt în întârziere pentru că la 3... deja încep munca, după care trebuie să plec. Și mai vreau să vă mai spun câteva trucuri folosind aceste deodorante noi. Am să vă scriu pe blog despre ele pentru că sunt o mulțime de informații utile pentru voi și, bineînțeles, am să vă scriu fiecare cu ce parfum este. Mie mi se pare asta Pearl, de fapt, între Diamond și Pearl, cel mai mult îmi place Pearl, trebuie să recunosc, fiindcă e preferatul meu, îmi place foarte mult. Și alte trucuri, cum să folosiți deodorantele, mai ales pentru femei, asta ca să nu comenteze nimeni porcării și să-mi vorbească aici urât la mine pe canal. Dacă aveți, bineînțeles, un boost super generos, mai ales că vine vara, nu uitați să vă faceți cu deodorant sub sâni, fiindcă îi veți proteja. Între coapse, mai ales dacă purtați foarte des fuste, e un truc super util, credeți-mă. Și în spatele genunchilor, mai ales dacă stați mult jos și nu aveți un aer condiționat, vă va ajuta maxim, credeți-mă, e super enervant să simți că transpir și nu mai poți și aoleo, iubeaje, nu, doar uitați să dai cu deodorant în spatele genunchilor. Ok, și acum un ultim truc pentru voi, e ultimul? Da, cred că e ultimul truc, însă e super util, mai ales dacă vă place să purtați ochelari de soare vara sau pur și simplu aveți ochelari de vedere, însă vara pur și simplu transpirați și vă cad ochelari și tot timpul faceți așa, e super enervant. Așa că mi-am luat ochelarii preferați din ultima vreme, care arată cam așa. Vă las link-ul în descriere la ei ca să puteți să-i comandați și voi. Și am să iau deodorantul preferat, pentru că îmi place cum miroase. Aplic foarte puțin pe astea două degete. Și cât e încă umed, tapotez aici pe nas. Va și matifia fondul de ten. Și mai am încă un pic. Și aplic aici pe punțile ochelarilor care vor sta pe fruntea nasului. Ok, lăsăm un pic să se usuce, ștergem excesul cu prosop. Ok, lasă să se usuce. După care puteți să stați fără stres, fiindcă ochelarii voștri nu vă vor mai aleneca de pe nas. Și toată lumea e fericită, mai ales eu, fiindcă tot timpul am această problemă, îmi cad ochelarii de pe nas. Poate pe camera se vede nasul meu puțin cam mare, însă credeți-mă, e super mic și subțire, așa că sunt o norocoasă. N-am nicio problemă cu nasul. Dar aveți cel mai util și simplu mod de a vă folosi deodorantul.
Așa, cum știți, fetelor, cum să vă folosiți la maxim deodorantul, să profitați de el în toate felurile posibile, astfel încât să vă fie vouă util, să vă fie super simplu în viață, mai ales pentru vara foarte călduroasă care urmează. Și da, haideți cu mine în oraș! Pentru fetele care urmează să vină și vă arăt puțin ce voi folosi pe ele. Aici am fondurile de ten, pudre, blush-uri, fardurile, nouă pudră de la Catrice care mie place foarte mult, cel mai bun iluminator de la Gorgeous Cosmetics, farduri, NARS, Too Faced, MAC, Naked și câțiva pigmente de la MAC aici. Plus că mai am aici o grămadă de farduri, însă astea nu le scot momentan. Și pensulele, niște bețișoarele astea care îmi plac, gene. Și m-ați tot întrebat cu ce îmi curăț pensulele, cu această soluție care se cheamă Microzid. E cel mai bun dezinfectant, dezinfectează absolut orice, bacterii, virusuri, absolut orice. Rujuri, glosuri, alte gene și cam atât. Hei, din nou! Sunt în mașină cu Andrei. Și acum mergem spre următoarea locație să colorăm și să machiem niște fete foarte drăguțe care acum au absolvit. Adică tu machiezi, eu colorez. Eu colorez și eu machiez. Tu stai și te joci cu pui de pisică. Apropo, Coco are niște pui, îți trebuie neapărat să-ți arăt, fiindcă sunt niște dulci. Sunt o scupete și sunt trei pufoși așa mici și albi și gri și aurii și sunt foarte dulci. Și da, am să vi arăt neapărat când ajung acasă. Și da, trebuie să vă arăt după aceea și masa cealaltă de machiaj. Cred că a fost un bărbat ăla. Așa. Mă bucur în sfârșit de soare, pentru că până acum în Oradea a fost vreme de noiembrie. Și da, în sfârșit e super ok. Nu mai bine, după cum puteți vedeți, tenul e super lucios, din cauza că n-am mai aplicat pudră de dimineață de când am filmat. Și acum am soarele în ochi, de aceea am și lucește în halul ăsta, minunatul meu ten. Însă, ochelarii rezistă foarte bine pe nas. Rezistă. Exact, rezistă pentru că deodorant a fost super, super bun. Deci, deja pot să vă spun că trucul cu deodorant la ochelari este foarte bun și funcționează, așa că vă rog frumos să testați și voi să-mi spuneți dacă și la voi a funcționat. Și da, ne vedem mai târziu după ce... Facem raliu. Nu, nu facem raliu. După ce termin de machiat și eu am să vă arăt și măsuța cealaltă de machiaj și ce produse am pe cealaltă, fiindcă acolo am alte produse. În fine, ok, vă pup. Pa, pa! Hei! Din nou, bineînțeles, stați-mă un pic, eu cad imediat aici de pe scaunul ăsta. Hai să-l arătăm scaunul. Aici un scaun special pentru machiaj. M-am pus eu pe el, fiindcă nu mai pot, sunt super, super, super obosită. Și da, Andrei mă filmează, în caz că mă întrebați, că sigur mă veți întreba că de ce mă uit în partea aia, pentru că mă filmează Andrei, pentru că mă dor mâinile, deja e ora 10. Dacă nu mă credeți, vă arăt imediat telefonul, e ora 10 și vreau să vă arăt ce nebunie s-a petrecut aici la mine pe masă, zici că e războiul civil aici, între machiaje. Și v-am promis că vă fac testul deodorantului de la Farmec și, după cum puteți să observați, nu sunt nici măcar transpirată. Și n-a rămas nicio urmă albă sau
galbenă sau whatever. Merg în curând și să mă schimb, să vi-l arăt și pe dos ca să vedeți că nu mint. Sunt foarte, foarte mulțumită de aceste deodorante. Nu, da, sunt super uscată. Deci m-au protejat foarte, foarte bine și vreau să vă spun că astăzi chiar am alergat, așa-i? Am alergat foarte mult, am fost și în oraș, cum ați văzut. Și da, cineva se plimbă cu motorul ca și nebunii pe aici. No, în fine, haideți să vă arăt atunci ce nebunie este aici la mine pe masă și sunt super obosită, așa că nu îmi criticați fața, vă rog frumos. Și da, așa arată războiul civil între machiaje. În caz că vă întrebați, n-am mai apucat să vă fac intro-ul cu cât de frumos erau aranjate, pentru că nu am putut. Așa că trebuie să vedeți și partea după ce se termină machiajele. Însă toate fetele au fost super mulțumite și dacă vreți să vedeți ce machiaje am făcut, să-mi urmăriți pagina de Facebook, astfel încât acolo puteți să vedeți toate machiajele care le fac și pe care le postez. Rezultatul testului, tricoului alb, bineînțeles, puteți să observați că nu a rămas nici măcar o urmă albă, galbenă sau whatever, deci merită neapărat să vă cumpărați aceste deodorante, nu sunt nici măcar umed aici în zona asta, așa că chiar sunt impresionată, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum se comportă de-a lungul zilei. Și da, cam atât. Asta e camera în care filmez, acolo vedeți ring light-ul care îl filmăm și restul de machiaje care, bineînțeles, al doilea război civil acolo. Și da, cam atât, dragile mele, pa, pa! Pa, pa!